Salutare și bine v-am regăsit la o nouă prezentare. De această dată avem la test noul Hyundai Bayon facelift. Și haideți să vedem ce s-a schimbat la această mașină de oraș. În primul rând, după cum știm, Hyundai Bayon este un model subcompact bazat pe Hyundai i20. Și pentru 2024 avem un nou look. În primul rând avem acest LED bar în partea frontală care se întinde pe toată lățimea mașinii, cum am văzut și la Kona, spre exemplu, și o nouă bară de protecție mult mai agresivă, spun eu, cu aceste inserții argintii ca un skid plate, ca un scut de protecție. În această echipare de top LED line avem, ce să vedeți, faruri cu LED. De asemenea, semnalizările sunt aici, se aprind, îmi punem, bineînțeles, semnalizarea. Avem și nou logo Hyundai, bidimensional, care arată interesant și e flash, așa, cu restul caroseriei și această culoare absolut superbă, în opinia mea, care funcționează foarte, foarte bine cu mașina, cu forma ei, cu aerul ei tineresc cumva, youthful. Și, de asemenea, elemente din plastic negru lucios. Elemente din plastic negru mat care se protejeze caroseria, vedem pe pasajele aripilor și noile modele de jante, maximum pe 16 inci, cum avem și noi aici cu anvelope Michelin. În această echipare de top avem și oglinzi cu reglaje electrice, rabatabile electric, avem și semnalizările pe ele. Nu avem sistem keyless, niciun Bayon nu primește sistem de acces keyless, are o cheie tip briceag. Să vă arăt și locurile din spate. Cam așa arată spațiul și cam așa arată fața de ușă, plastice tari pe toată partea, pe toată fața de ușă, geamuri electrice, plastice tari, bineînțeles. Avem o mașină de buget din clasa mică. Este norma clasic, să spunem așa, și să nu uit, avem un port de încărcare USB-C, unul singur, și îmi place că există loc la picioare suficient chiar și pentru persoanele mai înalte. Iar bancheta în spate stă bine, este confortabilă. De asemenea, frâne cu disc pe puntea spate, un lucru lăudabil, spun eu. Și haideți să vedem cum arată mașinuța și din spate, cam așa arată. Cu stopurile verticale unite printr-un element decorativ roșu și cu această bucată neagră care cumva mai ascunde masivitatea mașinii. Din nou, o nouă bară de protecție cu mai puțin plastic negru. A fost redusă cantitatea și arată ceva mai bine. La fel, acest scut argintiu și să vedem și portbagajul care măsoară 411 litri, o valoare foarte bună pentru clasa mică. De asemenea, avem și o podea falsă pe două trepte, unde mai putem depozita și alte chestii. De exemplu, aici este kitul legislativ, iar această tabliță poate fi culisată, pusă fix aici, pe aceste șine. Foarte interesant, nu trebuie să o lăsăm acasă sau cine știe ce altceva, doar o culisăm pe aceste șine și asta acolo și nu ne încurcă. Bagajul se închide ușor. În spate avem aceeași emblemă bidimensională și camera de marș arier cu rezoluție chiar bună. Încă o dată, așa arată mașina din partea din spate cu această culoare super de efect. Rezervorul este pe stânga, 40 de litri și înainte să ne ducem la interior, există două motorizări disponibile pe Bayon, 1,2 litri natural aspirat și 184 de cai, și acest motor de 1 litru, 3 pistoane, supraalimentat cu turbină, 100 de cai, 200 Nm, cuplat fie la o transmisie manuală cu 6 trepte, fie la ceea ce avem noi aici, un dublu ambreiaj cu 7 trepte, și haideți la interior. Așa arată mașina. Materiale tari, puține accente argintii,
și o suprafață moale aici unde ne ținem cotul. Buzunarele sunt destul de înguste. Aici un loc pentru o sticlă. Scaune cu acționare manuală, dar încălzite. Inclusiv volan încălzit aici. Și haideți să luăm loc. Avem de-a face la interior cu două ecrane de 10,25 inch fiecare. Unul pentru tabloul de bord, așa cum putem vedea, avem trei paginări principale, unul pentru vitezometru, pentru tripurile de condus, pentru consumuri, distanțele parcurse, avem mai departe și indicațiile pentru navigație atunci când introducem o destinație și paginarea pentru pilotul automat. După cum se poate vedea, avem această temă albăstruie, dar putem selecta mai multe, putem selecta să fie și coordonate după modurile de rulare în funcție de cel pe care îl selectăm, sport, normal sau eco. Și acesta este ecranul principal pentru sistemul de infotainment, 10,25 inch, cum spuneam, compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay. Se mișcă bine, chiar răspunde bine. Avem setările, de exemplu, pentru vehicul, pentru navigație, pentru sistemul audio al mașinii cu conectivitatea cu telefonul. Putem seta și un memento vocal, dacă vrem să ne aducem aminte de ceva, înregistrăm și mașina ne aduce aminte de acel lucru. Este ca un post-it, să spunem așa, o funcție interesantă pe care am mai văzut-o la Kia, la Hyundai, fiind în același grup. Din nou, materialele tari, inclusiv în partea de sus a bordului, dar designul este plăcut și seamănă cu cel regăsit pe i20, fiind mașini înfrățite, să spunem așa. Aceste dungi care cumva mai sparg masivitatea plasticelor, masivitatea bordului și tema continuă inclusiv pe fața de ușă, cum spuneam, materiale tari, dar cotiere moi și accente cromate, geamurile electrice. În partea de jos avem climatizarea pe o singură zonă. Aici reglăm temperatura, cum se poate vedea pe ecran. Și aici reglăm intensitatea ventilației, zonele pe unde să vină aerul. Aici avem funcția de auto, oprim cu totul instalația aer condiționat, degivrarea, lunetei, recircularea, aerul condiționat propriu zis. Și în partea de jos avem două porturi USB, un USB-A și un USB-C, plus o priză de 12V, cum spuneam, scaunele încălzite pe trei trepte, modurile de condus, sport, normal și eco, camera de marș arier cu o rezoluție chiar bună pentru o mașină de buget. Și acesta este selectorul transmisiei automate cu 7 trepte și dublu ambreiaj. Și singura problemă pe care o am cu ea, singura problemă reală, este că are tendința să subtureze, dar putem să o punem pe manual și să ne jucăm noi puțin cu ea atunci când simțim că subturează mașina. Dar per total se mișcă bine. Cei 100 de cai își fac treaba, mașina are mai puțin de 1200 de kg, accelerează la 0 la 100 în 12,4 secunde, spune Hyundai, și declară un consum de 5,5, am scos un consum de undeva la 6. Acesta este consumul meu total pe ultimii 500 de km, 6,3, cu oraș, cu ieșire în afara orașului, mers normal, nu la consum, cu momente în care am făcut și depășiri, deci este un consum real. Așa, nu a fost menajată cât să scot un consum foarte, foarte mic. Și ce spun eu, este ok pentru această clasă. Într-adevăr, există și alternative mai economice, cum ar fi cele full hybrid, dar sunt și mai scumpe. Aceasta a fost prezentarea noului Hyundai Bayon. Va veni și un test scris pe promotor.ro.